Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Trăim emoții în zilele noastre. Omul este o emoție, chiar și cel care este de multe ori foarte dur, aparent foarte tranșant, de foarte multe ori încearcă să ascundă, încearcă să stăpânească anumite emoții care s-au tot adunat și care cumva să rămână rănit, probabil și până în paravan, un zid sănătos. Însă, din perspectivă creștină, de multe ori, emoțiile trebuie să fie manifestate, în sensul cel mai frumos, nu telenovelistic, nu formal, ci în adâncimea lor. Iar o expresie a unei emoții foarte intense este lacrima. Și nu vorbim doar despre emoția fizică sau fiziologică, știu, ca proces de funcționare a organismului, ci lacrima cea bună, lacrima pe care o caută mari asceți, care dovedește o adâncă și o sinceră căință a omului. Vorbim astăzi, dragilor, despre lacrimile cele bune. Lângă noi se află Părintele Oltean Viorel, de la Biserica Adormirea Maicii Domnului, Fierbinții de Sus, Ialomița. Preacucenice Părinte, bun venit! Bine m-am găsit, mulțumesc! Vă mulțumim că sunteți lângă noi și încercăm să atingem aceste aspecte care sunt foarte interesante și îndrăsesc, ca spune, definitorii în spiritualitatea ortodoxă, pentru că avem atât de multă nevoie de ele, de autenticitatea lor. Cu îngăduința Sfinției voastre, o să dau citire unui foarte scurt paragraf, un sfat mai degrabă din Patericul Egiptean, și acesta va fi, cred, bun și chiar suficient pentru a ne încălzi inimile. Zisa iarăși Ava Pimen, plânsul este înduit, lucrează și păzește. Dacă ne uităm Preacucenice Părinte în calendare, în viețile sfinților, în sinaxare, vedem și aflăm că sfinții au fost oameni foarte curajoși și mai ales martirii sau mucenici au avut un curaj extraordinar, adevărat soldați ai lui Hristos, care au înfruntat răutatea celorlalți, care au înfruntat frica, temerile, au avut un curaj extraordinar agățându-se sau mai degrabă ancorându-se în credința în Dumnezeu. Pe de altă parte, spuneam că pentru noi este foarte necesar acest plâns lăuntric. Și vă întrebăm, la o primă fază sunt două elemente antagonice care nu prea se îmbrățișează unul cu celălalt, curaj și plâns, bărbăție și sensibilitate. Cu toate acestea le punem împreună și vă întrebăm cum se pot împăca aceste două realități care în aparență sunt la poli opuși. Curajul este acea capacitate a omului de a trece peste greutăți. Este și o virtute creștină. De aceea este dorită de toți credincioșii să fie cât mai bine ancorați în viața reală. Curajul vine din ceea ce trăim acum. Nu suntem curajoși pe ce am trăit mai demult în trecut, ci pe ceea ce trăim acum și poate dacă ne gândim puțin la viitor, ce avem de întâmpinat. Însă pentru un sfânt, curajul este acea mărturisire care duce la jertfire. Și atunci acest curaj este unul mântuitor. E adevărat că sfinții care au avut curaj, au și plâns, pentru că un om care este sensibil, și sfinții au fost foarte sensibili, ajungeau la măsura curajului prin a plânge, nu arătând în așa fel încât să inspire milă. Nu știu niciun sfânt care să fi fost martirizat și să plângă de durere sau să țipe de durere sau să implore milă. Toți au suferit rugându-se pentru cei care îi torturau, dar plânsul acesta venea ca un mijloc de eliberare. Și plânsul e de multe feluri acum. Dacă este un plâns de bucurie, un plâns de tristețe, un plâns de fericire chiar, este un plâns bun. Dacă este un plâns rău, atunci și toate lucrurile se schimbă, pentru că plânsul poate să facă bine și poate să facă rău. Din punct de vedere medical, din câte știu, plânsul este bun, lacrima este bună, curăță ochiul. Iar din punct de vedere duhovnicesc, lacrima ea este bună pentru că ea spală haina sufletului curățită la botez, albă, care se murdărește în timp. Și venind la spovedanie și lăcrimând pentru păcatele săvârșite cu părere de rău, aceste lacrimi se fac, de fapt, o scăldătoare în care sufletul se spală și iese de la spovedanie curat și luminos. Ava Pimen vorbește despre plâns. Ne-ați spus că avem mai multe categorii, mai multe cauze și mai multe manifestări ale plânsului. Însă, în această situație, e foarte focalizat plânsul. Despre ce plâns vorbește Ava Pimen? Despre plânsul față de neputința noastră a omului. Despre unde am ajuns din cauza păcatelor. Plânsul acesta care este eliberator, ne face să ne simțim că suntem copiii lui Dumnezeu. Un copil când vrea să atragă atenția părintului, plânge. Așa și noi plângem. Un copil care face rele, plânge.
ca Părintele să-L ierte. Și noi suntem copiii celui prea înalt și plângem. Plângem în special atunci când greșim. Cel mai frumos plâns este cel de fericire, încât lacrimile izbunesc. Este un izvor al lacrimilor care, nu din punct de vedere medical, se stârnesc, ci din prea plinul inimii își dau drumul și plângem, lacrimile curgând pe obrajii noștri de fericire. Sunt momente în care ne rugăm și în care simțim că ne înălțăm către Dumnezeu, că suntem cuprinși în brațele lui Dumnezeu și atunci ne apucă așa fericire de mare încât izbunim în plâns. Să ne gândim, de exemplu, dacă mergem undeva într-un loc foarte, foarte frumos și vedem ceva înălțător, iarăși un om emotiv, un om emoțional începe să plângă, văzând aceste frumuseți doar. Plângem și când ne pierdem pe cineva drag și plângem atunci mai mult pentru noi, pentru că ne găsim în imposibilitatea de a mai fi lângă celălalt. Celălalt pleacă, își vede de treaba lui, unde merge el, dar noi rămânem și plângem de durere. Plânsul cel mai bun pentru noi este plânsul vis-a-vis de păcatele care le săvârșim și a neputinței noastre, pentru că de multe ori ne considerăm neputincioși. Sufletul este orsârduitor, vrea să facă multe, dar trupul acesta cade de multe ori și de foarte multe ori și mai totdeauna cade. Și atunci noi plângem și ne rugăm, Doamne, Tată, Cel din ceruri, iartă-ne că am greșit. Și iar cădem, și iar ne rugăm. Și atunci viața noastră este rugăciune și lacrimă. Aș îndrăsni să merg pe anumite analogii și dacă exagerez sau greșesc, vă rog să mă corectați. Plânsul se leagă de ochi. Ochii se spune că sunt oglinda sufletului, sunt expresia sufletului și îndreptarea sufletului. Or, dacă omul se uită cu sufletul către ceva, reacționează, se uită la ceapă, plânge. Se uită la propria durere, plânge. Se uită la bucurie, plânge. Poate se uită la un film mai emoționant și plânge. Iarăși plânge. Da. Și apoi când se uită la Dumnezeu, iarăși plânge. Cuvintele pe care le-am folosit formal sunt identice, însă există o polisemie extrem de vastă. Fiecare plâns, fiecare context al lacrimei îmi arată ce poartă în sine, ce cuprinde plânsul acesta. Și dacă am luat o gradualizare a lacrimilor de jos, de la ceapă, până la cea mai înaltă formă a privirii sufletului prin ochii sufletului, privirea către Dumnezeu, și acolo vorbim de lacrimi care mai degrabă picură în interiorul omului, în sufletul omului și îl spală, realbindu-se haina botezului. Poate oamenii își doresc și poate citind din viețile sfinților sau auzind de la anumiți oameni care sunt mai înaintați duhovnicești, dar niciodată nu se promovează pe ei înșiși, auzind starea de bucurie extraordinară, de nepământească bucurie pe care un om care a dobândit lacrima lăuntrică o simte, își dorește acest plâns și întreabă cum se dobândește. Vreau și eu să am această stare de purificare, de simțirea Harului Lui Dumnezeu prin lacrimi și nu știu cum să ajung, care e calea și ce trebuie să iau cu mine să ajung și eu acolo. În primul rând mă gândesc la Adam. El a fost primul om care a plâns. Plânsul adamic, că și-a dat seama că a greșit și că este scos din împărăția lui Dumnezeu, din rai, a plâns cu lacrimi foarte amare. Cronograful lui Chedinior spune că a stat ani de rândul la poarta raiului și a plâns numai să fie reprimit în raiul pământesc, în raiul creat, în raiul limitat, pe care îl pierduse. Asta după ce a văzut ce a pierdut. Ce a pierdut și ce îl așteaptă. Nu de seama. De aceea spun Sfinții Părinți că lacrima încetează în rai. Acolo nu mai există plâns. Însă de la ieșirea lui Adam până la ultimul om care va exista plâns. Plânsul acesta care de mai multe feluri. Dar pentru ca să ajungi la plânsul acesta duhovnicesc sau plânsul de bucurie, că noi asta vrem să facem, nu vrem să plângem de tristețe, nu vrem să plângem din cauza greutăților vieții sau că pierdem pe cei dragi. Noi chemăm și dorim să avem plânsul acesta duhovnicesc, de bucurie. Care eliberează, de nu care pune durere peste durere. Care înalță, care curățește. Care dă starea de fericire. Pentru că, iată, plânsul poate să aducă fericire. Știm că dacă râdem, atunci suntem fericiți. Iată că și plânsul poate să ne ducă în starea de fericire. Poate e prea mult spus de extaz. Deși sfinții care au trăit niște momente emoționante, fiind deși foarte aproape de Dumnezeu, au plâns și în extazul acesta. Dar i-au plâns de bucurie, de faptul că se apropie de împărăție. Erau acolo, aproape, și apoi au intrat acolo. Chiar și etimologia spune extasis, ieșire din starea curentă, cotidiană și intrare într-o stare superioară, așa cum a trăit în modul cel mai real Sfântul Apostol Pavel. Pavel, care și el a plâns. Dar ne aducem aminte că și Iisus a plâns, nu? Dacă Mântuitorul, Fiul lui Dumnezeu a plâns ca om, fiind om, a plâns și el. Înseamnă că plânsul este lăsat nouă, dar plânsul acesta nu de jale, ci de bucurie, este de preferat. Oamenii, în schimb, cei care sunt puțin mai duri, mai tari ca piatra, plâng mai rar. Și nu se pot înălța la aceste bucurii duhovnice atât de ușor. Oamenii emotivi, una, două plâng,
din orice plâng. Se eliberează. Se eliberează, dar se și poate ridica mai ușor spre starea aceasta de stază, de bucurie sufletească și de fericire, poate neîmpăpântească, la care ajung sfinții și sunt îngerii acolo în ceruri. Acești motivi sunt oameni mai apropiați și de biserică, sunt mai apropiați și de credință, îi vedem că sunt mai apropiați de bisericile noastre, care vin, ne caută și participă la ceea ce facem pe la biserică, pentru că sunt mai emoționali, sunt mai religioși, dar asta nu în sensul negativ. Sunt mai aproape de împărăție și își doresc împărăția. Și o caută prin lacrimi, dar și prin bucurie. Și avem în Pateric destul de multe vorbe înțelepte ale Sfinților, luate ca și glumă. Exprimă însă mult adevăr și aduc zâmbetul pe fețele noastre, dar și plânsul, iar este un zâmbet al plânsului, este ceva, nu știu cum să-l numesc. Nu e un paradox atât de bine căutat și care, într-adevăr, poate aduce aceeași stare pe care zâmbetul o aduce și bucuria prezenței Harului Duhului Sfânt, că, de fapt, cred că acolo trebuie să se ajungă și prin plâns și prin zâmbet să se aducă prezența Harului Duhului. Ca și doi iubiți, când se întâlnesc și plâng de bucurie că s-au revăzut și pentru că au stat mult timp despărțiți, la fel și noi, dacă ne gândim și ne concentrăm la Dumnezeu și ne simțim copiii Lui, atunci ar trebui să ne încerce starea de plâns, de bucurie. Pentru că știm că El ne ia, ne preia și ne ține și aici în viața aceasta și mai ales că știm că ne pregătește acolo și avem toți pregătite locuri în împărăția Lui din ceruri. Ava Pimen spune acest cuvânt, plânsul este înduit. Se vede că nu face o analiză a textului, ci arată o exprimare a propriei experiențe. Ceea ce spune Ava Pimen spune, faceți așa că va fi bine pentru că eu însumi am făcut. În fapt, mari părinți, mari teologi în sensul rugăciunii, pentru că teologul este cel care se roagă și cel care se roagă este teolog, au vorbit din proprie experiență. Și Ava Pimen spune acest lucru, aduce două mari beneficii, două mari efecte în viața omului, plânsul acesta duhovnicesc. Și anume, lucrează și păzește. Și vă întrebăm, în ce fel lucrează plânsul duhovnicesc? Eu mă gândesc la faptul că putem să plângem, în primul rând, duhovnicește și dacă ne gândim ce am pățit dacă am greșit. Adică un fel de frică. Dar este o frică nu de ceva rău, sau poate fi ceva rău dacă suntem răi și păcătoși. Și atunci ne gândim, Doamne, dă-mi plânsul ca să nu greșesc. Dă-mi plânsul să-mi amintesc că sunt om, că sunt slab și să nu cad în păcat. Și atunci plânsul acesta te ține cumva în linia a doua, față de cei care tot timpul râd și ies în față zgomotoși, tu stai undeva mai în spate și plângi. Și ești mai atent la tine însuți. Că plânsul acesta, de fapt, nu doar cu lacrima pe obraz, ci și cu sufletul, cu inima îndurerată și cu căința aceasta că ești un om muritor și păcătos, te face să te înalți. Sfinții au fost foarte zmeriți. Și toți sfinții au practicat plânsul acesta, că altfel nu ajungeau sfinți. Sau oricare a ajuns Ava a trecut prin aceste momente și faze ale sfințeniei lor ca oameni. Deci au experimentat și plânsul. Și atunci am putut să spun și altora că plânsul este bun din două motive. Curăță, spală, dar și înalță și mântuiește. Lacrimile pocăinței știm că sunt foarte bune și mi-aduc aminte de o întâmplare cu un tâlhar care toată viața a făcut numai tâlhării și în 10 zile la urmă a plâns și a dat seama că a greșit și a plâns. Și când a murit, au venit îngerii și buni și răi, au venit să ia sufletul și n-avea fapte bune prea multe. Și cei răi se bucurau. Până la urmă au găsit năframa, batista cu care ștergea lacrimile. Și lacrimile acestea au cântărit mai mult decât toate faptele lui rele. Câteva picături de lacrimi și au putut să îl mântuiască. Asta înseamnă lacrimile pocăinței, a părerii de rău că ai greșit, că ai făcut ceea ce nu trebuia să faci și că l-ai supărat pe Dumnezeu. Mă gândeam la viața Sfintei Tecla, o femeie care în tinerețe, fiind bogată, a ajutat biserica, a ajutat mănăstirea, apoi a intrat pe calea desfrânării, semn că omul oricând poate să cadă, de aceea avem și pe scara raiului, pe cei care cade pe ultima treaptă înainte de a intra în împărăția Lui Dumnezeu, de aceea nu avem sfinți în viață, pentru a nu cădea în păcatul mândriei, ci după ce trec la cele veșnice. Și această sfântă, sigur, la început o femeie filantrop, o femeie care a ajutat mult, Biserica Lui Dumnezeu a devenit desfrânată, s-a complăcut în acest păcat și apoi un părinte de la mănăstirea care a fost ajutată, mânat de stareț, mânat de dorul ca să se mântuiască sufletul acestei femei, s-a dus la casa de desfrânare unde aceasta era și a strigat la ea și ea nu voia să audă. Și apoi părintele a zis, Mirele Hristos te așteaptă că l-ai trădat și e dor de tine. Și s-a zdrobit inima acestei femei, devenite femei ușoare. Și apoi ea s-a întors după părintele, scurtez puțin viața Sfintei. Au plecat noaptea din casa respectivă, părintele s-a retras undeva și a început să se roage. Și se spune că ea s-a rănit la picior, n-a spus lucrul acesta,
Apoi părintele a văzut-o că s-a însângerat, a lăsat-o, a pus-o deoparte după piatră și părintele s-a dus să se roage și când s-a trezit, părintele deja murise. Puțin plâns înainte de moarte, a făcut să se lucreze în ea și în viitorul ei și în eternitatea ei propria mântuire. Și aș vrea, prea cu ce începe, părinte, să facem departajarea clară între plânsul emoțional, care este extrem de temporar, ține puțin, se duce repede, și plânsul sufletesc, care cu adevărat lucrează, adică schimbă viața omului, adică îi deschide chiar și ceea ce este cel mai dorit de om, anume mântuirea. Cum ne dăm seama că unul este plâns emoțional, care ține cât ține filmul sau telenovela sau povestea sau știrea sau Dumnezeu știe ce, și altul este plânsul duhovnicesc, care cu adevărat schimbă viața omului și lucrează în viața omului. Mă gândesc la femeia păcătoasă care a spălat cu lacrimi picioarele lui Hristos. Și aceasta a fost o femeie păcătoasă, dar care a plâns atât de mult atunci încât cu lacrimile ei chiar i-a spălat picioarele lui Hristos. Și n-a fost doar un gest fizic și vizibil. Ea plângea, de fapt, în sufletul său foarte mult. De aceea și a ajuns să fie mironosiță. Putem spune că plânsul acesta fizic, pentru că ne impresionează ceva, este una, și plânsul pentru că simțim cu adevărat trăirea este altceva. Deși nu ar trebui să apărăm că suntem niște oameni plânși. Ar fi ciudat și ar fi trist să trecem pe lângă oameni să vedem că plâng. Sau un aspect foarte important. Triști, să-i vedem că sunt spășiți tot timpul, că... Să simuleze tristețea. Să simuleze sau chiar să trăiască tristețea aceasta, pentru că Hristos a spus, bucurați-vă, nu vă temeți. Adică ne-a dat această bucurie și bucuria trebuie să-i exprimă pe față. Iar bucuria se exprimă prin a zâmbi. Nu să zicem că râdem, dar să zâmbim. Omul trist are și o față mai galbenă, este mai schimonosit, parcă cerșește din partea celorlalți un pic de alinare. Pe când plânsul duhovnicesc este tocmai acesta care, de fapt, nu ne arată că noi plângem, nu ne arată că suferim, pentru că plânsul duhovnicesc nu este o suferință, ci este o stare de eliberare, o stare de bucurie. Și bucuria aceasta, am spus, așa cum vine și plânsul fizic, când te impresionează cea foarte mult, te izbește o imagine atât de frumoasă încât îți dau lacrimile. Îți dorești ceva foarte mult și primești și atunci îți dau lacrimile. Așa și plânsul duhovnicesc, când știi că, de fapt, ești iubit de Dumnezeu foarte mult, te încearcă plânsul. Că știi că sfinții toți au plâns și au moștenit împărăția, te neacă plânsul. Dar plânsul acesta sufletesc se reprezintă pe față tocmai și culmea ca bucurie. Noi plângem, dar de fapt ne bucurăm. Bucuria plânsului sau plânsul bucuriei este un lucru deosebit de înălțător și de benefic pentru un bun credincios. Reflectă probabil direcția spre care privim, pentru că dacă privim spre Dumnezeu ne înalță, dacă privim spre oameni ne coboară și cred că este o marcă ce nu poate fi simulată. Când omul este trist și apăsat de lacrimi lumești, automat se negurează și transmite o stare de energie negativă pe care mulți o resping, o repugnă. Pe de altă parte, când bine spuneați că omul este autentic și cu adevărat în inima lui se naște căința, se naște și admirația față de maestatea lui Dumnezeu, față de mila lui, față de dragostea lui, și automat vine și puțină stare de bucurie sau mai multă stare de bucurie, că așa păcătos și netrebnic și pătat de păcate, totuși Dumnezeu încă mă privește și încă mă primește. E un aspect foarte frumos acesta al lucrării, adică al schimbării omului. Un alt aspect pe care îl accentuează Avapimen, păzirea, adică lucrarea înseamnă schimbarea din rău în bine și păzirea înseamnă conservarea binelui. Și vă întrebăm, ce poate păzi plânsul duhovnicesc? Fiind în plâns duhovnicesc, noi de fapt avem această stare de trezvie, de atenție la noi înșine, ca nu cumva să cădem. Pentru că plânsul apoi trupesc este mai rău. Să ne gândim când mergem pe stradă, suntem atenți să nu ne împiedicăm să cădem, pentru că ne lovim și ne doare. Așa și cu starea noastră sufletească, dacă cumva cădem în păcat, simțim durere și conștiința ne mustră. Și atunci plângem nu din cauza că suntem iubiți de Dumnezeu, ci că suntem mustrați de Dumnezeu. Deci această păzire prin plâns este tocmai lucrarea conștiinței noastre, care e glasul lui Dumnezeu în om, ca să fim atenți totdeauna. Să fim atenți să plângem de bucurie și nu de tristețe. Să plângem de împlinire și nu că am pierdut ceva. Dacă ne uităm în jos pe iad, atunci vedem lacrimile celor de acolo și suferința lor și putem să plângem de o mare deznădejde, că dacă ajungem și noi acolo, ce am pățit. Și atunci ne uităm în sus spre Dumnezeu și vedem fericirea sfinților, care au plâns, care au pătimit foarte mult, nu ca noi, care o ducem foarte bine astăzi. Mulți dintre ei, majoritatea, au dus-o foarte rău și au murit în chinuri groaznice, dar având bucurie, chiar dacă au plâns, poate, în sufletul lor, părăsind lumea aceasta, crezând că mai au de făcut ceva, s-au bucurat că au ajuns acolo și de acolo ne ajută ei pe noi mult mai mult decât dacă erau în viață.
Deci plânsul acesta este un plâns foarte bun și dorit și de mine și de toată lumea. Cred că ar trebui să dorim acest plâns curățitor și plâns duhovnicesc și plâns care ne apropie de Dumnezeu. Acest plâns este rodul muncii spirituale a omului sau este darul lui Dumnezeu? Și întreb lucrul acesta pentru că multe pe care le dobândim, le dobândim după o anumită osteneală. Eu știu, abilitatea de a ține ușor postul, de a te ruga ușor, de a îngenunchea, de a face metane și așa mai departe, care sunt aspecte, deși fizice, dar privesc viața spirituală a omului. Dar sunt și alte elemente pe care le considerăm daruri. Plânsul duhovnicesc este rodul muncii omului sau este darul lui Dumnezeu? Părinții spun că este darul lui Dumnezeu, în primul rând, darul lacrimilor. Chiar așa îl numesc. Și, într-adevăr, dacă Dumnezeu nu îți dă darul acesta, greu poți să-l capeți, deși nu este imposibil. Sunt sfinți care au luptat cu ei înșiși, sunt sfinți care au fost foarte răi, foarte păcătoși și au luptat cu ei înșiși până când le-a venit acest dar. Când izvorul lacrimilor s-a destupat și au putut să plângă liniștiți. Pentru că plânsul acesta duhovnicesc aduce liniștire. Nu neapărat odihnă, ci liniștirea aceasta a sufletului, crezând că ești și știind că ești iubit și că prin plânsul tău și lacrimile care le vergi, chiar dacă nu sunt vizibile, Dumnezeu te apreciază și te iartă. Iertarea prin plâns este ceva foarte bun. Deși Dumnezeu nu ne vrea, cum am spus, triști, nu ne vrea să fim mohorâți, Dumnezeu nu vrea să ne vadă plângând toți pe stradă, ci vrea să ne bucurăm, să trăim bucuria învierii Lui. Și aceasta nu mai aduce plâns, aduce chiar zâmbetul acesta al fericirii și al siguranței, că iubit fiind de Dumnezeu, ai posibilitatea să te mântuiești. Asta înseamnă că te mântuiești din start. Dar ți-a deschis aceste uși ale raiului și atunci ești bucuros că le vei găsi deschise. Până atunci stă însă e cale lungă. Și cu bucurie și cu tristețe, cu plâns și cu zâmbet, înaintezi din ce în ce mai mult până când ajungi să ai plânsul acesta duhovnicesc care te eliberează, te curățește și te mântuiește. Citeam în mărturia unei creștine că avea o conversație cu un părinte din Sfântul Munte. Discutau, comunicau mai degrabă prin scrisori și femeia respectivă a avut ceva mai multe încercări, iar părintele a îndemnat-o să se roage până Dumnezeu îi va dărui lacrimile. Și a spus că a făcut un anumit exercițiu și n-a dobândit darul lacrimilor. Și părintele a zis, faci așa și așa și așa și vei dobândi că și am primit darul lacrimilor. Bucuroasă femeia că părintele i-a dat secretul, a pus în aplicare și după ceva vreme a primit ea darul și a trimis părintelui scrisoare cu mulțumire. Și părintele a zis, ți-am spus, dar îmi pare rău că ți-am spus. Și a zis, de ce? Pentru că am pierdut eu darul lacrimilor. Acum vă întrebăm, e atât de subtilă trecerea aceasta, cum îl dobândim, cum îl pierdem? Cine știe dacă a primit darul lacrimilor? Dacă Dumnezeu rânduiește să ni-l ofere, ce facem să-l păstrăm? Pentru că e atât de dulce, cel care îl dobândește și mărturisește, cei care l-au dobândit, au o dulceață pe care mintea omului n-a cunoscut-o, ochiul n-a văzut-o, orice ar face pe pământul acesta n-ar retrăi-o. Spus Sfinții Părinți că și diavolul ne ajută mântuirea noastră. Adică de multe ori ne oferă ocazia. Ne învață, postește, roagă-te, plângi chiar. Și poate chiar să ne ajute să primim darul lacrimilor. Și atunci, după ce l-ai primit, te duce în mândrie. Și zice, a, ești un om evlavios, iată ce sfânt ești, ai ajuns să ai darul lacrimilor și înseamnă că ești un sfânt, oricum Dumnezeu. Și atunci aceste daruri nu mai sunt mântuitoare. Ca și postul care îl ții doar de fațadă, ca și rugăciunea care o faci să te vadă lumea. La fel și efectul darurilor acestea nu mai este mântuitor pentru că îl faci spre mândria ta. Te înalți pe tine însuți. Tocmai că plânsul, de fapt, te zmerește. Plânsul îți arată unde ești, unde e locul tău. Plânsul nu te lasă să te ridici mai sus decât ceilalți. Sau că tu ești mai nevoitor, că tu ești mai altfel. Deși diavolul are puterea ca să ne facă să plângem, să ne facă să ne simțim mari credincioși și plăcuți lui Dumnezeu, ca apoi să ne arunce în păcate mult mai grave, din care greu ne mai ridicăm. Deci plânsul se dobândește, plânsul se ia, plânsul acesta se și poate învăța, cum a spus foarte bine, prin asceză, apropiere de Dumnezeu, rugăciune, ajungem la această stare de eliberare. Nu ne decorporalizăm, ci ne ridicăm cu mintea la ceruri. Rămânem aici, dar de fapt trăim în ceruri. Și atunci plânsul acesta este unul cu adevărat duhovnicesc, ținând, de fapt, departe de noi, ispita care este tot timpul lângă noi. Chiar și când plângi, este ispititorul care te îndeamnă să te oprești din plâns sau să plângi mai tare, să plângi cu zgomot, să te audă alții. Și plânsul acesta se schimbă și devine altceva decât ce ar trebui să fie. Știm că există și ați făcut referire la acest lucru, oameni care din fire sunt mai sensibili. Și oamenii aceștia, în mod firesc și biologic,
își declanșează mai repede emotivitatea sau lor, li se declanșează mult mai repede starea aceasta de emoție crescută. Să ne gândim și la actori care sunt pregătiți să plângă la comandă, să râdă la comandă. Și nu le e ușor, într-adevăr, dar reușesc. E vorba de multă tehnică și mult exercițiu. Însă, în plusul acesta autentic, care nu este niciun rol, ci este rolul vieții omului, aș spune, vocația vieții omului ca să ajungă la o plângere adâncă. Oamenii care din fire au o construcție mai sensibilă ajung mai repede să dobândească darul lacrimilor față de cei mai duri, față de cei mai tari, față de cei mai împietriți. Pe din moment ce l-au darul lacrimilor trupești, poate e mai ușor să-l primească și pe celălalt duhovnicesc. Înseamnă că sunt mai sensibili. Înseamnă că sunt mai apropiați de ceea ce îi mișcă mai ușor sufletește. Cei care sunt mai duri un pic sunt mai greu de urnit în direcția aceasta sufletească, deși și aceștia sunt mari nevoitori și avem sfinți trăitori care au fost niște oameni foarte puternici și au găsit darul lacrimilor. Deci un om care este mai sensibil din fire și care plânge foarte des, și acesta poate plânge mult mai ușor cu gândul la Dumnezeu și la sufletul său și la mântuirea ființei sale. Celui care are firea aceasta mai dură este greu, este imposibil, pentru că probabil dintre cei care ne urmăresc ar fi cineva care din fire este mai, nu neapărat insensibil, dar reacționează mai greu la anumiți stimuli exteriori și interiori. Unei astfel de persoane e greu ca să dobândească darul lacrimilor. Cred că am fi foarte fericit să aflăm că mulți din aceștia care se cred duri sunt sensibili. Arată pe afară că sunt duri, că sunt niște oameni puternici, dar de fapt în sufletul lor sunt niște oameni foarte sensibili și foarte săritori și foarte rugători și care chiar plâng. Ni se pare nouă că sunt așa. De aceea noi judecăm de multe ori omul în mod greșit. Cei care sunt duri sunt foarte ușor desensibilizați, iarăși. Pot fi aduși foarte ușor la sensibilitatea aceasta a relației cu Dumnezeu, a relațiilor personale cu Dumnezeu. Iată, prin biserică, prin preotul duhovnic, prin împărtășirea Sfintele Taine. Dar și aceștia care sunt ei foarte duri, și se pot sensibiliza foarte, foarte ușor și sunt exemple destul de împateric de sfinți care au fost tâlhari, de exemplu, oameni foarte duri și au ajuns să aibă darul lacrimilor și să se înalțe și să-i susțină și pe alții în demersul acesta al dobândirii lacrimilor și al mântuirii lor. Pentru că aminte de tâlhari de Ava Moise, care la fel era un om foarte dur și, până la urmă, se spune că, din punct de vedere fizic, orice corp fizic are propria frecvență, trebuie doar găsită și omul va vibra, cu siguranță. Rezonăm cu toții. Simbolul nostru este Dumnezeu. Dacă îl vedem pe Dumnezeu, rezonăm cu toții. Așa se naște Dumnezeu. Prea cu ce începe, Părinte, din păcate, timpul alocat s-a încheiat. Vă mulțumim că ați fost lângă noi. Și vă mulțumesc, Doamne, ajută. Dragi telespectatori, mulțumim pentru atenție și bucurie și lacrimi. Toate sunt bune dacă ne vor duce la bunul Dumnezeu. Cu drag vă așteptăm la următoarea ediție. La revedere!